și printre mămicile care acceptă să iasă din casă și că pentru fizicul, psihicul și mental pleacă câteva minute de lângă copil. Ți-a fost greu, sincer, acum sau nu e primul eveniment la care ești? Nu este primul eveniment la care merg. Am lăsat-o acasă pe Bebelină cu tăticul ei și am mare încredere că se descurcă. Am și norocul de a avea o Bebelină super cuminte, deci... Să n-o de ochem. Să n-o de ochem, da, să n-o de ochem. Cum ești? Îți vine să crezi mai seri din astea când te uiți la ea și zici că nu e adevărat, că nu-i la tine în casă? Sau ești acolo conștientă și dormi doar 2 ore, că în timp o verifici dacă mai respiră sau nu, cum fac toate mamele la primul copil? Nu sunt deloc exagerată, dar am așa unele momente în care mă tot gândesc, poate vine mămică adevărată să o ia, nu știu, poate apare. Da, am unele momente în care îmi vine greu să cred că e a mea și că e forever a mea, adică... Dar o iubesc maxim, adică chiar sunt super happy. Dar tu ți-ai dat seama între timp că te-ai surprins pe tine, să vezi că ai niște skill-uri de care nu aveai habar până acum, că ai mai multă răbdare, că nu știu, ești mai îndemânatică sau nu, ai descoperit asta la tine? Mai cumva îmi plăceau copiii foarte mult de dinainte, dar acum am descoperit că am niște skill-uri din astea de care nici nu eram conștientă, da, cumva îmi vine natural să mă comport cu ea ca o mămică. Nu știu să-ți explic, nu știu cum, dar, nu știu, totul decurge natural. Cum te vezi, o mamă din aceea panicată, așa, să faci totul ca la carte, după toate regulile astea de parenting 2022-2023, să nu spui nu, să întorci copilul din jumate în jumate de oră, să aibă capul perfect, să-i îndrepți picioarele, să nu știu, că tot felul citesc și mă crucesc de fiecare dată. Crede-mă, eu nici măcar nu știu care sunt regulile de parenting 2022, nu știu nici alea vechi care sunt, habar n-am. Nu știu dacă sunt chiar un exemplu, dar nu țin cont de absolut nicio regulă. Și copilul meu e super ok, e sănătos, are tot ce-i trebuie, adică chiar nu țin cont de nimic, nici măcar nu i-am făcut program la somn, doarme când vrea ea, nici măcar de mâncare, mănâncă când vrea ea, adică... Din story-urile tale am văzut că ai o mamă la fel de cool ca și tine, așa, și că e foarte amuzantă și, na, e diferită față de multe mame. Când a venit prima oară să vadă copilul și a zis că, lasă, ți-a zis așa genul, că știu eu să spăl, uite, te învăț eu, sau te-a lăsat singură și doar te-a supravegheat din umbră? Nu, m-a lăsat singură să fac absolut orice. Oricum i-am spus de la început, ai grijă, eu comand aici, e copilul meu. Nu-mi spui tu cum l-ai mai crescut tu pe mine acum 30 de ani. Da, și nu, mă lasă să-mi fac de cap. Atât tot că e super fericită. A așteptat de o grămadă de timp să aibă un nepoțel sau o nepoțică. Și singurul regret al ei este că nu locuiește în România. Din păcate. Știu că te întrebam pentru că multe mame zic, stai că ți-arăt eu cum se spală copilul, nu că trebuie să-l înfești, nu că trebuie să-i pui căciulă, uite că-i frig afară în casă să fie temperaturile, și ori o lași așa și o accepti și încerci să-i sfaturi, ori ajungi să te ceri să-i spui vino când face copilul 14 ani. Nu, în niciun caz. Mă lasă să fac ce vreau eu. Ba chiar ea ascultă de mine când îi zic, vezi, trebuie să-i facem așa, așa, îți spun eu cum se face. Dar în schimb am alte persoane așa care se mai găsesc vorbind și care îmi spun, de exemplu, eu am fost la mare cu fetița mea în a doua zi de când am scos-o din spital, pentru că am născut-o la mare. Și toată lumea a zis, cum să ieși cu ea pe plajă, vai de mine, cum, că nu e ok, că nu știu ce. Multe persoane iarăși mi-au zis, de ce nu i-am dat șosete în zilele super toride, adică nu, când era super cald, adică de ce să-i pun șosete dacă e foarte cald afară? Și acum cu căciulița, într-adevăr, dar nu, nu-i pun căciuliță. Dar ai născut la Constanța pentru că e singura clinică acolo unde poate să asiste și soțul tău sau ai vrut musai, nu știu, te leagă ceva cu orașul? Nu știu dacă e chiar singura clinică, dar știam de asta, știam că sunt condițiile foarte bune, știam că totul decurge foarte bine și am ales să nasc acolo și pentru că au opțiunea de a naște în apă, așa cum am și născut, de fapt am născut în apă și într-adevăr m-a ajutat și iubitul meu foarte, foarte mult psihic că a fost acolo cu mine. E mai ușor subacvatic sau... Eu știu pe cineva care a avut 3 sarcini și a născut normal, subacvatic și ultima, din păcate, cezariană și a zis că deci, mai altceva nu există, dar cel pot să vă zic cu mâna pe inimă că natural e cel mai ok.
Păi, nu știu ce să zic. Eu de asta am ales nașterea în apă, pentru că am crezut că va fi foarte simplu. Și m-am dus acolo ca o garofiță, așa. Am crezut că va fi simplu, intru în apă, bam, iese copilul. Nu s-a întâmplat așa. Mi-a fost foarte greu. Și am zis că următoarea sarcină va fi cezariană. Dar toată lumea îmi zice că nu, ai să vezi, că e mult mai ușor, de fapt, nașterea naturală, adică recuperarea după nașterea naturală decât după cezariană. Da. Nu știu, mai vedem, adică nu am un plan. Acum, stai că acum abia ai bebelușul, acum abia te pui și tu pe picioare. Și încă ceva, e ok, adică cât de mult contează pentru o mămică, proaspăt mămică, să aibă timpul ei, măcar jumătate de oră, fie că, nu știu, vine cum ai venit în seara asta la un eveniment sau merge la spa sau... pur și simplu până la piață. Cât de importante sunt alea, jumătate de oră, o oră? Sunt foarte importante, într-adevăr. E foarte important să mai lași copilul din când în când și cu o prietenă, cu iubitul, cu mama, tata, fratele, sora, habar n-am. E foarte important să ai timp pentru tine. Eu, din fericire, chiar mă bucur de timpul ăsta. Mă bucur că am oameni în jurul meu care stau cu bebelina când eu nu sunt acasă. Și ce pot să zic, adică nu simt că s-au schimbat foarte mult lucrurile, în afară de faptul că e ea cu mine, dar îmi face super mare plăcere să petrec timp cu ea. Și rest, nu știu ce să zic, că ți-am zis, e foarte cu minte, adică chiar oricine stă cu ea, știi, e... Trebuie să o păzească, de fapt. Exact, da, trebuie doar să aibă grijă să-i dea de mâncare și să o culce, atâta tot, când vrea ea.